Bună, mă numesc Bogdan și bun venit la canalul PC Performance. Azi vă voi spune ce trebuie să știți la general despre procesoare, creierul unui PC. Cunoaștem doi producători de procesoare, Intel și AMD. Fiecare are diferite tipuri de socket. Spre exemplu, Intel are socketul LGA, spre exemplu 1150 sau 775, cea mai vechi, spre exemplu LGA 775, ceea ce înseamnă că procesorul dat are 775 de pin pe el. Dar AMD are socketul, spre exemplu, FM2 sau AM3+, și așa mai departe. Avem aici un AMD și un Intel. Diferența între Intel și AMD este faptul că la AMD pinii sunt amplasați pe procesor, dar la Intel contactele sunt amplasate pe placa de bază. În dependență de arhitectura procesorului, el poate efectua un anumit număr de cicluri pe secundă. Înainte de a procura un procesor, trebuie de atras atenție la numărul de nuclee și la frecvența procesorului dat. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât acest CPU este mai puternic, dar iarăși în dependență de arhitectura sa. De exemplu, un Intel 4790K cu 4 nuclee este mai puternic decât un AMD FX 8320 cu 8 nuclee, deoarece acest AMD este vechi, are deja vreo 3 ani, ca și arhitectura pe care a fost construit. Deci da, Intel i7 are hyper-threading, dar despre asta vom vorbi într-un alt video dedicat anume procesoarelor de la Intel. Dar în genere, înainte de a vă gândi ce procesor să procurați, gândiți-vă pentru ce îl veți folosi, spre exemplu gaming, rendering sau pur și simplu pentru a naviga pe net. Și nu uitați și de bugetul de care dispuneți. Mai departe ne uităm la socket. Dacă aveți deja o placă de bază, vă uitați să fie compatibilă cu procesorul pe care l-ați ales. Eu v-aș sfătui să comparați procesorul pe care l-ați ales cu altele, uitându-vă pe internet diferite teste sau benchmark-uri. Sau dacă aveți posibilitate, testați-l în viața reală. Nu doar prin benchmark-uri sintetice, ci prin timpul în care a fost efectuat un render sau prin FPS-ul din joc. Procesoarele Intel cu un cap la sfârșit înseamnă că ele sunt deblocate și suportă un overclock. Desigur, ele sunt și mai scumpe, dar cele AMD sunt majoritatea deblocate. Dar dacă luați un procesor slab, cu gândul că îi veți face un overclock la vreo 4 GHz, nu uitați că în cazul dat trebuie un cooler foarte bun, deoarece temperaturile pot fi foarte ridicate. Și pe lângă asta, procesorul poate să nu fie atât de stabil. Pentru asta testați-l în diferite benchmark-uri sintetice și testați-l cât mai mult. De obicei, computerul se restartează și frecvența revine la normal. Aici deja depinde de placa de bază pe care o aveți. Deci dacă procurați un computer pentru gaming, v-aș sfătui să luați un Intel i5 sau un AMD FX 8320. Deoarece în cazul dat nu este necesar să aveți mai multe nuclee. Majoritatea jocurilor suportă 2 nuclee maxim, poate 4 în ziua de azi. Aici deja este mai importantă placa video pe care dispuneți. Deci puteți să economisiți pe procesor și banii rămași să-i adunați pentru a procura o placă video mai bună. Dar dacă procurați un computer pentru modelări tridimensionale sau pentru editări video, aici deja v-aș sfătui să luați un Intel i7 sau un Xeon. Dacă aveți nevoie de ceva simplu pentru un oficiu, spre exemplu, puteți să vă opriți la un Intel Pentium, un Intel i3 sau un AMD FX 6300. Dacă procurați un procesor mai puternic sau doriți să faceți overclock, nu uitați să aveți și un cooler destul de bun pentru chestia dată. Gata pentru primul din 3 videouri despre procesoare. Cred că în video următor voi vorbi despre procesoarele Intel, apoi despre cele AMD. Mai departe voi face așa un mic ghid de procurare a plăcii de baze, apoi a plăcii video și așa mai departe. Deci mulțumesc pentru vizualizarea acestui video. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, puneți like dacă v-a plăcut acest video, dacă nu v-a plăcut, la fel puneți like și scrieți în comentarii de ce nu v-a plăcut. Eu vă zic o seară bună, la revedere! Deci dacă procurați un computer, în primul rând trebuie de atras atenția la numărul de nuclee a procesorului și
În primul rând, trebuie de atras atenția la numărul de nuclee și la frecvența procesorului. Dar la Intel conectorii sau cum.